Cum de n-ați mai filmat nimic de la primărie? Ceva noutăți de acolo? După ședință, gata, s-o liniștit, își caută de treabă. Da, e o lună de zile din ziua ședinței de la 1 aprilie și astăzi este 29 luna a patra și voiam să vă zic că multe succese, rezultate nu sunt privitor la rezultatele, la prescripția a inspecției financiare prin care s-a constatat. Eu doar am făcut postare acum o lună în urmă în care am vorbit despre 1.149.000 de lei, despre 4.400 lei. Adică constatate cheltuieli din partea primăriei despre foi de parcurs pierdute, despre amenda primarului și unui angajat încă în cadrul primăriei. Deci, toate aceste constatări ilegale, nici primarul, nici Consiliul nu m-a informat pe mine. Cu toate că aici este scris, deci și mie și primarului au fost date această încheiere, adică această prescripție a inspecției financiare la plângerea mea către. Și deci, cui am mai dat eu și cine s-au mai uitat, toți se uitau și chiar de băiatul și face bani bunișori. De ce? Eu întreb, de ce? Dar am văzut acest. Mă tam auzi sau ce Da, faci acolo? da. Deci, acest răspuns prin care este constatată încălcarea XY, suma indicată, asta, pierdute foi de parcurs, deci deplasări la cahul întemeiate în aceeași zi, aceeași dată, de 24 de ore inclusiv, deci și motorină rebutată, spisuită, ca să înțeleagă lumea, și încă foaie de deplasare luată și anexată tot în aceeași zi, plătită, precum angajații primăriei au fost în aceeași zi și mașina primăriei de unde s-o rebutat, s-o spisuit motorină și ele au fost cu rutiera. Au dat bonurile de plată, tichetele de la autobuz. Ce vă pare? Nimic nu parcă nici nu le miroase gura usturoi. Absolut nimic. Inclusiv aici este spus că Dar cine decizia. trebuia să reacționeze? La prescripția aceea trebuia să reacționeze Consiliul sau cine? Doar nu primarul, că despre el era. Despre el, dar aici este vorba despre mari primării, despre cheltuielile constatate, depistate de către inspecția financiară care sau au irosit bugetul local. Și primarul ce face? Eu deodată bănuiam că el o să convoace Consiliul, că așa de regulă trebuia să facă. Dar el ce face? Eu bănuiam că o contestat. Dar el cu adevărat a contestat aceste scrisuri ale inspecției financiare printr-un iarăși omers, iarăși cheltuieli omers la un jurist, posibil, bănuiesc, nu cred eu că el singur, dar știu că o contestat. Deci au contestat acest act al inspecției financiare la ei, la inspecția financiară, spunând că iată, bănuiesc eu, adică eu doar bănuiesc eu că eu n-am avut, nu știu, am dreptul sau nu să-mi dea voie eu să iau cunoștință cu asta, dar nu știu că este șeful de la inspecția financiară, este în concediu. Deci, această prescripție prin care acest act informativ, precum că în primăria Burlacu s-au depistat, iată, asta, încălcări, el nu este de acord cu aceasta și a contestat. Acum bănuiesc că urmează această contestație a lui, inspecția financiară să meargă în judecată. Deci, cu juriștii care am vorbit, eu spun că o să meargă în judecată și o să judece, iar 4 ani și primarul vostru o să cheltui bani din bugetul primăriei, o să duc cu mașina primăriei să rebuteze motorine, o să își includă ziua de lucru, o să aibă leafă de lucru, adică poți fi tabelat în tabelul de pontaj. Și iată, cum asta? Dar el l-a mai avut, încă s-a mai judecat vreo 4 ani, și s-a judecat și spun. Apropo, primarul din la Burlacu, Munteanu Mihai, este cel mai longeviv primar și cele mai multe dosare penale, adică cu dosare de judecăți, cu sancțiuni judecătorești, prin care, deci, el începând când a intrat în funcția dată, ceva s-a avut judecăți cu cineva de la întreprinderea ceva cu apa, din câte eu așa, atunci nu eram consilier.
Și s-au judecat și s-au dus pe la, în fine, pe la instanțe, pe la judecăți, pe la Chișinău s-au înfățoșat. Deci toate aceste cheltuieli au fost suportate de către primărie. După a avut o altă plângere depusă de către cetățeană care nu mai este printre noi, de Menjegalea, precum că primarul are angajat la Casa de Cultură în funcție de ridicătoare sora sa. Sora sa. Sora primarului, nu a Aceasta... lui Dermenji. Poftim? Sora primarului. Dar cel mai longeviv de unde? Din Cahul, din Republică? Ei, cred că din aici, din calcul, eu nu știu. Sunt așa, dar n-au atâtea dosare, n-au atâtea judecăți, n-au atâtea cheltuieli suportate în zadar, stimate domn. Uitați-vă unde nu mă uit și unde nu văd la Cășlița Fruta Slobozia. Mă uitam sâmbătă la o primărie, au ridicat două drapele pe două turnuri de apă, de sonde. Dar la noi ce-a făcut? Stă sonda de 1 milion și ceva îngropată și el contestă. Păi cum? Și trebuie să facă? Dar, Și vreau Mata, pot să sesizez cât timp prescripția asta e valabilă? Pot să sesizez organele de drept sau automat le-au sesizat inspecția? am sesizat, pentru că mâine, data de 30, se examina, tot pe aceste capete de plângere, m-am adresat și la procuratură. Procuratura a examinat. Deci, în procedura articolului 30 aprilie, se judecă această plângere a mea, va fi examinată de către judecător, drept că în lipsa părților. Astăzi am luat cunoștință cu dosarul, și am văzut niște explicații a primarului Munteanu Mihai și a secretarii Dimin Tania. Te trăsnește prin... Te, de, nu, că, nici nu străsnește prin cap ce minciuni scriu ei acolo. În acest act al Comisiei Financiare, al Inspecție. Inspecției Financiare, se spune clar că decizia din 25.07.2023, neafișată pe registrul de stat al actelor locale, în rezultatul căreia aceasta este lovită de nulitate absolută, este o decizie care nu a fost publicată. Ei, explicația acolo, scriu că, iată, când nu a fost semnat procesul verbal de avizul, deci în comisia respectivă, nu a fost semnat din motivul că Rotaru Tamara era secretar, dar nu era președinte, și aceeași întrebare ei au inclus în următoarea ședință din 4 august 2023. Păi dacă nu a fost, deci nu a fost Dacă nu a fost bună, semnat, nu e valabil documentul. de ce tu ai dus-o și spune că a fost înlocuită? De ce nu ați dat o scrisoare de garanție la unii de relie prin care spuneați că ne angajăm, că iată la data cu tare facem. Dar ei ce au făcut? Au comis cheltuieli și au dus această decizie ilegală, care ea nu avea forță juridică. Inclusiv am văzut și un act de la Cancelarea de Stat, Cahul, care și acel bănuiesc eu că îl protejează pe Munteanu Mihai. Nu știu ce a făcut. Eu ademenit, eu servit cu plăcinte, cu jin, nu știu cu ce, dar vă zic, eu deja îmi pun mare, mare semn întrebării, că va fi și așa, și nu spun juriști, eu zic că aveți un primar de minune. El o scos iasă la pensie tot judecându-se și consumând banii primăriei și fără ca să lucreze și fără ca să ridice un deget să facă ceva pentru comună. Pentru că asta e banii, timp. Și doar ceea ce a făcut el, a făcut cu mâna lui, că aici eu te scris, foi de deplasare. De ce este pierdute? Nu foi de deplasare, dar unde am văzut eu? Foi de parcurs. Ia, cheltuieli intermediate la 49. Dar cum? Toți juriștii, inclusiv și cel care a fost președinte al Consiliului Raional, acum lucrează la primărie, la Cahul. Și el tot așa citește. Cum asta eu nu înțeleg? Bă, dar atâția ani tu să lucrezi și ia uite-te, asta o subliniat, asta o subliniat. Adică ce trebuia el? Cum? 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 El e și își pune întrebare. Cum poți tu să duci așa și lumea, uite că tot îl votează și lumea nu întreabă unde-s banii și de ce el irosește banii în zadar. Apropo, chiar astăzi am înțeles de la directorul gimnaziului că acum să mă întorc la alte chestii care am făcut semnări din dosar.
A îngroșat primarul obrazul, s-a dus la gimnaziu și poftește, invită mâine copiii să văruiască bordurile. Eu în alte localități am văzut că erau aceste lucrări erau organizate mecanizat, ca contractor care strânge nisipul de pe marginea bordurilor și văruiau bordurile angajații chiar a primăriei, în satul vecin, pe mai departe, în satul Tartă unde s-a și tot așa. Dar aici e ca ies copiii. Când era vorba să aloce bani pentru a pava curtea școlii, o gradă gimnaziului, nu e a lor școală. Iată acum ea s-a iscat, a îngroșat obrazul și poptim mâinii și să văruim bordurile. Acum, a cui sunt copiii? Dar copiii poate să o facă numai voluntar, nu poate să-i oblige nimeni să facă asta. Nu că Dacă îi îi scoate obligă, din e timp. exploatarea minorilor și faptă penală. Îi scoate din timpul orilor, nu îi scoate Și după mai masă. grav, asta e și mai grav, trebuie sesizat Ministerul Educației. Direcția Educației Raională. Dar cum? Dacă, nu bine, admitem că se ajută, admitem că se iasă și l-a plantat copaci, admitem că suntem. Dar nu trebuia până acum ia copiii nu s-a școli, școala nu ia adică copiii nu s-a primării, școala nu ia primării și acum hai, am îngroșat obrazul și haide, mergem să, hai mă duc eu să scot copiii la văruit. Dar până la urmă asta e var, copiii se mai joacă, fine. Știți cum în localitate se mai poate de. Când ai cătat să mergi pe linia legii, poți să găsești tehnicul ăsta, ia nod în papură și acolo. Dar până acum școala nu era a primăriei, de acum școala e a primăriei. Poate din acest motiv că au adus acel dulap pentru hainele copiilor și tot spun eu că ia ca lăudați-vă că lui i-au dat un cu zestre. Nu-i dat lui Gheorghe Nichiforeac zestrea. Apropo, mă întorc înapoi la. Deci asta e prescripția de la, deci, nu, actul informativ de la inspecția financiară prin care s-au constatat sume de încălcări. Astăzi, la judecătorie, care nu a cunoștință cu dosarul care se examinează mâine, văd, găsesc că figurează despre, deci, un raport de predare-primire a lucrărilor la sala de fitness, să te niștiu. A fost dată în exploatare sala de fitness. Cine erau în comisii? Dimin, secretara, Popov, contabila, Starciuc, Vasile, fost consilier și Lilica Valentina, care ea era, practic, eu spune, consilierul de serviciu. Este soția combatantului lui Munteanu Mihai. Și ea era mâna dreaptă a lui când nu găseai, numai pe dânsa ea să includea, adică ea era inclusă. Și totodată am mai văzut și niște angajați de la Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală. La materialele dosarului îi văd că ei la 30 luna 11 2023, după ce m-au jăcnit pe mine, după ce m-au izgonit, după ce m-au insultat, au și acolo proces verbal de recepție. Și eu i-am întrebat să îndeie procesul verbal de recepție a lucrărilor. Adică după fiecare când se încheie lucrările, ei întocmesc un proces verbal de predare, primire a lucrărilor. Cine era în comisie? Este Dimin, Tatiana, Popov, iarăși contabila, Ghidion Andrei, un consilier, și Lilica Ileana, iarăși un consilier, și Crețu și ala de care o întocmit diviz de cheltuieri. Mai departe, este de la unii de rele, un tabac Vadim, iarăși Guțu, oarecare de la Viega Total de la firmă, dar Mațchi Liliana, bibliotecara, care ea filmează și nici n-am văzut eu activități mari, și cu mătra Cojocari Natalia, specialist în primărie, iată persoanele, care, dar de ce n-au luat niște cetățeni care să le arate, că eu v-am arătat de unăs când am filmat și acum se vede cum tapetele se dezbârne de acum, acele tapete lavabile din birou de la secretară. Deci iată unde banii sau se irosesc, încă vă spun, mă întorc iarăși că am sărit. Următoarele judecăți, următoarele judecăți le-a avut primarul când a fost depistat cu fals în acte. Deci s-au pornit, el a fost la Chișinău într-o zi, nu mai țin minte în ce an. Dar angajații de la primărie au luat-o care și încotro, care a trecut vama Prutului la Oancea,
și cineva dintre ele a plecat la Bolgrad. Și acolo a avut o neînțelegere, una s-a plâns de polițistul de frontieră, precum că nu-i de, nu știu, nu-i de drumul, și polițistul de frontieră s-a plâns pe ele. Și s-a constatat că primarul în acea zi a fost la Chișinău și din Intania, cea care face tabelul, eu vă spun, atât de șmecheră pe fișcana asta, de vă zic, ea precis, ori e născută așa cu șmecherii, ori a finisat în gena ei să fie șmecherită, șmecheroasă, sau a finisat o facultate de șmecherie. Ce face ea? Ea este persoana secretară, pentru că în 81, când eu am lucrat, tot eu scriam orele de lucru angajaților, doar că semna primar, pe atunci era președinte de Sosovet. Dar acum ea întocmește, ea fiind plecată peste hotarele țării, scrie, primarul nici nu știa că el, dar până la urmă el trebuia să fie cumva pedepsit, chiar prin intermediul ei. Adică cum să mă exprim eu, dar că el până la urmă a scăpat de dosarul ăsta, că a fost la rejudicare 2 ani s-a examinat. Și iarăși el atât de mult cheltuieli le-a suportat, că nu mai știm deja evidența și-o-tul, cum zice rusul. Pe urmă a avut niște cheltuieli de judecată, 3.000 și care eu le-am spus, 3.065, în privința cetățenilor Boișteanu, care oamenii au solicitat simplu un certificat care trebuia să le-l ofere și atât. El a refuzat să-l ofere, oamenii s-au dus în judecată și l-au obținut prin judecată, dar acele plecări, ieșiri, l-au costat 3.065, iată că v-am trimis parimise dumneavoastră, 3.065 cheltuieli de plasări, cheltuieli de judecată și 2.500 măsurările cadastrale. Și nimeni tot stac din gură. Chiar nici nu este măcar o decizie de unde a luat el banii, în baza la ce, cu ce a fost vinovată primăria, cu ce a fost vinovat Bunșteanu sau Ungureanu sau oricare cetățean care s-a adresat după un certificat al primăriei și el a refuzat să-l predea, să-l elibereze. Și iată, în urma acestor acțiuni, el iarăși, după aia mai avut încă niște ședințe de niște judecăți cu respectiva doamnă care nu mai este printre noi de minge, deci el s-a judecat la greu, deci a comis cheltuieli, a suportat cheltuieli din bugetul local. De asta noi nu avem nici drumuri, de asta și eu sunt supărată, de asta și alți cetățeni sunt supărați. Plus la asta, acum uitați, recent, el îmi spune nimic, data de 4 ianuarie nu s-a dus la Cahul. Dacă eu văd la procuratură că Munteanu Mihai semnează data de 4 ianuarie 2024, e un act la procuratură, la plângerea mea. Eu văd pe data de 20 la 12 el e la întocmiește cu avocatul, deci mandat. Poftim? Contract. Contractul, dar semnează mandat și el îmi spune nu. Și el iarăși e taxat din banii primăriei. Și el vine la lucru și se leagă în piscaul, uite așa cum te lege în matare și se uită pe Facebook, mă urmărești pe mine în grupul ăsta, Burlacu fără cenzură. Și mă întreabă pe mine, inclusiv, vă spuneam și președintele Consiliului Raional, dar cum l-a votat lumea? Iată așa de spaimă, l-a votat că e bine, iată așa ați votat, așa trăiți, așa ați ales, așa culegeți. A avut alternativă, dar au preferat stabilitate și continuitate. Și așa că să vă filmez și vă mai zic, apelor li s-a dus în primărie. Acum ea, dacă se scoată copiii să-i poftit la văruit, era acolo stă femeia de serviciu, stă zilnic, stă, mă tinc și cordelește acolo în cămăruța și unde stă sub scări acolo. Dar nimeni nică nu știe, tot se stai la barbă. Secretara a fost amendată și ea a contestat acest proces. Of, nu știu când e fixat. E chestia o leacă. Și iarăși o să ducă din orele de lucru și iarăși o să fie taxați. Și așa și o să fie, pentru că lumea așa o ales, lumea așa susține, lumea așa tempul de lucru lumea susține. Poftim. Merită conducerea pe care o vor, pe care o au.